La început de an, toată lumea își face o listă cu dorințe, obiective, intenții. Unii oameni își doresc o slujbă mai bună, alții sănătate, copii, mai mulți bani, pe scurt, o viață mai bună. Care este secretul pentru a reuși să îndeplinim ce ne propunem? Aflăm de la Zoia Zărnescu, trainer și consilier de dezvoltare personală. Bună ziua, Zoia, bine ai revenit! Bună, Isabela, mă bucur că te revăd! Și eu mă bucur, vreau să ne spui mai întâi care e diferența dintre dorințe, intenții și obiective, pentru că le-am amintit pe toate, dar sunt diferite. Sunt diferite, deși poate că am putea să spunem că sunt la fel. Esența e aceeași. Diferența pe care am văzut-o e un timp, adică trăind și dorințe și făcându-mi și obiective și acum cu intenții, este că dorințele oricum sunt în noi dintotdeauna. Aș putea să spun că există dorința în noi genetic, exact așa cum există foamea, de exemplu. Și atunci este firesc să vină dinăuntru cumva o dorință, indiferent în legătură cu ce. Dar apoi vrem să se împlinească dorințele noastre și găsim niște modalități, niște căi de a se împlini. Și atunci o luăm foarte strategic, tehnici, metode, ne stabilim obiective care sunt foarte clare, smart, pe scurt, și începem să lucrăm, adică pas cu pas, ce avem de făcut pentru îndeplinirea fiecărui obiectiv. Și unele se îndeplinesc, altele nu. Ce am observat este că e mult mai lejer și mult mai ușor, mai ales atunci când lucrezi cu obiective, să-ți stabilești înainte și o intenție de împlinire a obiectivului. Asta îți dă un pic de lejeritate în sensul că nu mai stai așa de încrâncenat și nu mai este nicio mare problemă, dezamăgire, dacă se împlinește exact așa cum ai vrut tu sau mai bine. Și dacă nu se împlinește, ce fac de obicei oamenii greșit când constată că la finalul anului nu s-a îndeplinit dorința, intenția, obiectivul? Aude foarte multe ori lucrul ăsta că la final nu s-au îndeplinit toate și nu este doar la final de an. Am auzit chiar de curând că la sfârșitul zilei nu sunt bifate toate, exact. Și e dezamăgire mare, este cu vinovățire, este cu uneori furie asupra fiecare persoană. Da, cred că pățim cu toții asta. Și este mereu întrebarea ce fac greșit sau de ce mie nu mi se împlinesc dorințele, obiectivele sau intențiile. De fiecare dată este de ținut minte un lucru, înainte de orice, este că intenția sufletului de evoluție este prioritară. Că noi din dorința asta noastră de mai mult, de mai bine, de la fel ca alții, atunci uneori uităm, la propriu uităm de sufletul nostru, de ce contează pentru noi în primul rând. Și atunci ne dăm după tot felul de alte dorințe, foarte multe dintre ele împrumutate. Cum zic copiii, dar ce că și colegul meu are din categoria asta, foarte des facem lucrul ăsta. Și atunci este cum să ne întoarcem și să vedem că uneori este foarte bine, că nu s-a îndeplinit una dintre dorințe. Sau poate că încă n-a venit timpul. Poate încă nu sunt pregătit să fiu eu acolo. Și merită să ținem minte că de fiecare dată când nu se împlinește ceva, este că mai am ceva de aflat despre mine. Adică este lucru pe interior. De asta ne întoarce de fiecare dată la noi, la sufletul nostru, la altfel de conexiuni cu lumea și cu divinul până la urmă. Spunem dacă e importantă și starea pe care o avem noi atunci când ne punem intenția sau dorința sau obiectivul și pe parcursul procesului. Este foarte importantă. Eu zic că este numărul unu. Pentru că e foarte diferit să fii foarte furios într-o zi că nu merge nimic de dimineață până seara și să-ți pui intenții de sănătate. De exemplu. Adică nici măcar nu ți se duce mintea acolo. De ce? Pentru că este plină până la refuz de gânduri care sunt împotriva la orice. Și atunci ai nevoie de o stare de relaxare sau, cea mai potrivită, ce am văzut eu, este o stare de bucurie. Asta înseamnă că este musai să faci ceva ca să ajungi ori în starea de relaxare, ori în starea de bucurie. Unii se pricep să intre foarte repede în starea de bucurie cântând sau dansând sau făcând o plimbare, sau întâlnindu-se cu prietenii și să se simtă bine. Ce este de amintit este să nu pierd starea bună. Pentru că de regulă mă las purtat de entuziasm sau de bucurie sau ce este acolo și zic, sunt fericit, gata. Dar merită să văd momentul ăla și să-mi pun o intenție, cel puțin.
Adică să duc un gând și pentru viitor și pentru ceea ce îmi doresc, pentru suflet sau pentru viața mea. Și atât? Ne punem intenția și atât? Da. Chiar este simplu, pentru că intenția cel mai bine funcționează atunci când e spusă cu cuvinte simple, din suflet și să fie pozitive. Adică nu din categoria nu mai vreau că m-am săturat. Este ce-mi doresc, de fapt. Și nici nu este nevoie să spun foarte îndârjit vreau neapărat asta, vreau din tot sufletul asta. Este mai degrabă fie ca de acum încolo să cunosc ce înseamnă sănătatea, de exemplu. Sau fie ca de acum încolo să am în preajma mea tot felul de oameni deschiși, pozitivi, care să mă ajute. Doar atât. Dar este un fel de, da, îmi doresc lucrurile astea și știu că mă ajută, dar să fie, nu că le vreau eu neapărat. Și atunci, adică să nu ținem cu dinții de acea intenție, de acea... Da, și să mă supăr la fiecare minut că nu s-a împlinit. Adică mă aștept să se împlinească azi tot. Da. Uneori este nevoie de timp, în funcție de ceea ce îmi doresc, este nevoie de timp ca să se împlinească. Dar timpul nu este pentru că, din ce am văzut, nu este neapărat pentru că nu se poate împlini, ci pentru că eu nu sunt împlinită. Adică am nevoie de ceva, zic eu, lucru pe dinăuntru, să fac ceva pentru mine, în așa fel încât să ajung să văd, poate dintr-o altă perspectivă, lumea, pe mine, oamenii de lângă mine. Și această altă perspectivă la mine este, într-un singur cuvânt foarte simplu spus, cu iubire. Lumea zice că nu e posibil așa peste tot, la tot drumul, să poți să iubești orice și oricând. Dar ăsta este lucru pe dinăuntru. Ca să ajungem acolo, ne ajută viața și ne dă, la un moment dat, așa o dorință, că vrem să ni se îndeplinească ceva neapărat și nu se îndeplinește. Și pare că este rău. În loc să ajungem la dezamăgire, putem să vedem ce aflăm despre noi. Pentru că absolut tot, dar absolut tot ce se întâmplă, ne mai arată încă ceva despre noi. Adică e prilej de cunoaștere. Tocmai de asta primim provocări în fiecare zi, nu? Da. Și noi ne ajutăm, îndeplinind câte o dorință, mai stabilind un obiectiv. Dar când ajungi să trăiești cu adevărat în intenție, înseamnă că deja vezi lumea pe tine și pe cei de lângă tine aproape ca și cum ei vedea prin alți ochelari, la propriu. Ți se pare că totul este de acolo, din iubire. Și minunat trăiești așa. Adică să nu mai facem pași, cum spuneai și tu, și să ne dorim neapărat să se întâmple acel lucru? Da, n-aș da la o parte deloc asta, pentru că asta face parte din proces. Adică de stabilit obiective, știu o grămadă de oameni care stabilesc și da, unele se împlinesc, altele nu, dar acolo intervine lucru personal să știu că da, unele e momentul să îndeplinească, acum altele nu. Dar fiecare proces prin care trecem, fie că îmi scriu 10 dorințe în fiecare zi, fie că îmi scriu pașii unui obiectiv, toate astea fac parte din creșterea mea, din a mă păstra cu atenția pe creșterea mea și să văd de fapt ce este mai potrivit pentru mine. Uneori nu suntem foarte clari, avem tot felul de confuzii, de îndoieli, nu suntem foarte clari ce e nimerit pentru noi, încotro merge viața noastră, oare ce e mai bun pentru mine, pentru sănătatea mea, pentru relațiile mele. Dar am nevoie de experiențe multe, uneori, ca să știu. Dar ce mă ține sănătos la cap, mai ales, este să mă păstrez pe direcția asta, ce-mi doresc și să fiu foarte atent. Asta nu s-a împlinit, dar poate că e mai bine. Cu siguranță va veni și rândul ei la un moment dat. Da, am avut o vorbă la un moment dat, îi spuneam copilului meu că după ceva bun, vine ceva și mai bun. Pentru că așa a văzut eu din experiența mea. Bineînțeles că a fost așa o vorbă, știi, cum citești ceva în carte și nu prea îți vine să crezi. Dar a ajuns într-un context în care îi era greu. Greu de adevăratele. Și nu știa ce să facă. A făcut tot ce se pricepea și la un moment dat i-a venit gândul ăsta. Mami zice că după ceva bun, vine ceva și mai bun. Și asta acum nu prea pare bun, dar dacă o iau, că-i bun ce-am acum. Și imediat și-a dat seama că da, și-a dorit să fie în locul ăla și este. De ce bun? Și a zis, ok, înseamnă că în continuare vine ceva și mai bun. Doar și-a terminat gândul. Și-a venit. Dacă n-ar fi avut gândul, n-ar fi văzut.
pentru că ce era și mai bun era doar un autobuz care trecea prin fața lui. Dacă nu avem intenția, dacă nu avem atenția orientată pe a vedea ce este bun în fața noastră, trece pe lângă noi. Și noi de obicei vedem ce e rău, ce nu avem, ce nu reușim. Da. E bine să le vedem și pe alea, dar cred că cel mai bine este să le vedem ambele, să ținem ochii când pe una, când pe alta. Adică n-aș da la o parte absolut nimic. Dar este, mă duc doar într-o direcție, că uneori dacă mă duc doar pe ce este defect, ce e greșit, ce nu merge, s-ar putea să mă îngrop singur acolo și să ies greu. Așa ajung la depresie, mai ales dacă văd ce e rău în mine. Dar dacă mă mut și dincolo, voit, uneori cu efort, mai ales la început, atunci pot să văd ce înseamnă echilibru în viață. Mulțumesc tare mult, Zoia, pentru toate aceste sfaturi și te mai așteptăm. Mulțumesc tare mult, Izabela.